Așa. Bine ați venit, Mihai și Gheorghiță. Gheorghiță, mi-a zis Gheorghiță. Mihai, după câte am schimbat doar câteva cuvinte care am schimbat, am înțeles că tu ai câteva familii la bine, ai vreo 20 ceva de familii, ai vreo 2-3 ani de când, 3 ani de când te ocupi treaba asta, ești împătimit de așa, că cei care iubesc Albina au șanse foarte mari. De fapt, nicăieri, nicio activitate, dacă nu ești îndrăgostit de domeniul respectiv, dacă ți-e mintea numai la câștig, urgent la câștig, n-ai făcut nimic. Gheorghiță, am dreptate? Ai pierdut din prima. Sigur că da. Corect. Din start pierzi toată povestea. Deci trebuie să ajungi să iubești domeniul acela. Pe mine mă întreabă mulți, zice, domn profesor, dar totuși, cum ați ajuns aici? Nu, am iubit munca. Muncesc cu atâta drag, din noapte în noapte, încât dacă aș putea îmbolnăvi pe foarte mulți dintre cei care stau de vorbă, ar însemna că ar avea șanse într-un domeniu anume, unde și propune. Eu, fiind profesor de matematică, m-am ocupat foarte tare de partea asta de educație, de corectitudine. De corectitudine, cinste. Nu trebuie să fii corect cu tine sus, cu cei din jurul tău. Să fii cinstit. Când ai deschis gura și ai spus ceva, apoi aceea să fie vorba pe care cel care o aude să intre la suflet și să fie definitiv impresionat de felul în care te porți tu. De aceea, când tu, Gheorghiță, m-ai sunat de vreo două ori până acum. Două și de mai multe ori v-am de tu de când, de când te-ai mai întâlnit? Când l-ai întâlnit pe Prof. Olai? Eu de vreo 3 săptămâni mă uit. Ia uite. Și 3 săptămâni. De 3 săptămâni și am mai văzut mai multe filmulețe cu mai mulți profesori, apicultori ca dumneavoastră. Dar din prima mi-a plăcut nu numai și chiar și vocea dumneavoastră. M-am uitat, m-am interesat de unde sunteți, cumva am dat de dumneavoastră și v-am sunat. Numărul telefon, acolo la răspunsie. V-am sunat și ieri ne-am văzut prima dată. Așa, spuneam că ieri mă București, m-am fost, mi-am luat nepoțica. Sunt atât de entuziasmat de tot ce mi se întâmplă mie în jur, acum, inclusiv devenirea voastră. Pentru mine acest lucru a fost o chestie pe care, dovadă că am spus, băi, filmează tot, mă, că e natural, nu s-a lansat în cum regii, chestii, facem, tu te duci, te întorci, vii înapoi spre mine și așa mai departe. Eram cu rama în mână, nu asta, cred că a doua sau a treia rama era în mână și stând cu ea în mână am zis, Să-mi răspund, Doamne, dar dacă e un om care vrea să afli ceva urgent? Și atunci am luat telefonul de lângă mine și l-am pus așa, erai tu, care spuneai, sunt deja în 3 ani, eu sunt deja cu rama în mână. E filmat. Vorbele noastre sunt acolo auzite, sunt înregistrate. E bine, deci câte vreme înțelegem să fim corecți în tot dialogul care îl facem, nu avem decât o șansă de reușită. Dar, din păcate, lumea este populată de oameni fără de caracter, oameni de proastă calitate. Și totul vine, eu fug spre educație, totul vine din educație. Tot ce se întâmplă în jurul nostru datorită proastei calități în educație. Școala a căzut foarte mult și atunci noi ne-am obișnuit să ne descurcăm. Șmecheriile astea, ne descurcăm, vedem noi cum păcălim pe vecinul nostru ca să ne iasă treaba bună. Ne descurcăm cum putem. Asta e drama poporului. Rău, bine, dar trebuie. Da, ne facem loc. Printre, în mulțimea asta, ne facem loc. De multe ori ne descurcăm rău, da? Asta e sigur. Sigur, știi de ce? În afară de faptul că și noi, la rândul nostru, avem o calitate slabă în educație, ne întâlnim cu tot felul de șmecherași care fac același lucru. De multe ori ne luăm cu lucru. Sigur că da, apar modele. Pentru că tu spui de 3 săptămâni de zile găsit pe Prof Online, ai făcut comparație cât ai putut face tu repede și azi, totuși mă duc după omul ăsta. M-am uitat de vreo câteva ori și m-am și decis. Alege calea care o vede mai bine. M-am și decis. Da, e drept. Dar fete, ochii ăștia, trupești. Trebuie cuplați cu cei sufletește, să știi spectacol. Dacă reușim să ne mulăm pe treaba asta, să înțelegem că cineva te dirigează și că dacă ai șansa să întâlnești un om de calitate, poți să faci progres. Dacă găsești un om de slabă calitate, totul se prăbușește. Și acum, dragilor, vă aflați la ceea ce înseamnă. Tu, Mihai, ai ceva cunoștințe din ce spui, ai vândut o de familie și conducând așa, știi câteva lucruri, dar
în stupul tradițional. Da? Asta e stupul, lada tradițional, fără biostupul. Nu, nu ai așa ceva. Curiozitatea fost este maximă și la tine acum, aflându-te aici la biostup. E bine, ce să spun? Am lucrat cu biostupul, cu stupul ăsta tradițional, de prin 80. Eu la vagoane am lucrat, ăsta e un model vagon pe 14 rame, cu cad deasupra, cad 3 sferturi, în sfârșit. Și tot a mers excelent. Producții făceam și mai departe. Când am ajuns la 3 vagoane, e vorba de un volum de muncă pe care nu l-am mai putut acoperi. Și atunci rama clăditoare care o aveam undeva pusă lateral, ea, cu catul pus deasupra, nu mai ajungeam la timp. După 24 de zile, încep să cluzineze masculin. Da? Iar rama capcană sau rama asta clăditoare, unde adunăm noi varoa, devine mulțitor neajuns atunci la timp. Adică necluzionează mama, femeia varoa, cu fiicele sale împerecheate deja. Și de acolo începe goana rapid și ocupă alte celule. Ei, mă aflam în 2009, undeva la afară sau la Valea Mărului, dacă știți undeva pe un detecuci pe acolo. Și eram la Farea Soarelui și atunci, de unul singur, în căldurile alea infernale, cu cele 3 vagoane, m-am apucat să extrag și eu. Și cum se extrageam, vine un apicultor, un prieten, vecin acolo și zice, domnul profesor, am terminat de extras. Când vă văd că de unul singur faceți atâta efort și atâta muncă depuneți, nu se poate, zice, noi n-am voie fața lui Dumnezeu, eu stau deoparte, stau tolănit la iarbă, la umbră, și mi-a dat să-ți muncești așa. Așa, eu să vă ajut. Și eu intru aici, stau în camera de extracții. De ce? Pentru că nu mă bag eu în familie atâta vreme cât, știți, nu astăta tu ori de aștept. Fiecare apicultor are ordinea lui. Mâna lui de lucru. Da, fiecare. Așa. Cum gândești acolo la familie. Și atunci, eu vă spun așa, că vin la extracții, dar așa, și dumneavoastră faceți treaba din camera vecină, în familie, lucrați și mi-aduceți și așa. Lucrăm. Și la un moment dat zice el, cum extrăgea la acolo, făcea treaba, și ia să face și o test pentru trântori. Deci eu vezi o ramă, unde matca urcaseră deja în cat, și o tăia trântorii. Atunci, pe masa aceea de lucru, o scutura trântorii respectiv. Da? Și când am văzut, din fiecare celulă erau câte 7-8 femele ieșeau. Dovadă că atunci când se produce accesul în interiorul celulei, se produce atunci, când? În a noua zi. Că larva, dacă ai văzut, crește ca coadă așa. Așa crește, da? Și crește în 6 zile. În a treia zi ecluzionează și la noua zi se pune căpăcelul. Dar în a noua zi se întinde ca să ocupe poziția verticală. Capul în partea exterioară și partea dorsală spre interiorul celulei, da? Bun. Și când face chestia asta, atenție, când face treaba asta, de se întinde, creează spațiu. Da. Iar femeia de varoa care se plimbă pe buza celulei, așteaptă momentul ăsta, asta e fantastic. Și își dă drumul atunci, că altfel nu poate intra. Atunci își dă drumul. Și când și-a dat drumul acolo, găsește rezerva de hrană, pentru că albinuța îi pune rezerva de hrană pentru perioada când trece prin stadiul de nimfă, chestii, nu știu ce, până își formează toată structura internă, da? Larva. Ei bine, atunci își dă drumul și mănâncă 24 de ore, în 10 ore mănâncă toată rezerva de hrană, după care nu mai are altă rezervă decât larva și înfinge aparatul bucal în larvă, se hrănește de acum pe seama larvei și depune la 24 de ore, după cele 10 scurse, depune primul ou e de mascul, după care la fiecare 12 sau 14 ori, nu mai țin exact, depune câte un ou de femelă. Masculul iese primul, femeile vor ieși succesiv în ordine, nu? După care se împerechează cu femelele, după ce se împerechează cu cele 2-3 femele, fiice acesteia moare, iar din clipa aceea, mama, cu fiicele sale împerecheate, așteaptă nerăbdătoare ca larva, dacă mai poate, uneori nu poate,
chestie epuizată datorită faptului că a fost așa de agresiv, să spunem, subtă și a fost subțiată ca forță, ca putere. Și nemai putând, uneori moare cu totul acolo. Dar alteori desface jumătate de celulă, de căpăcel acela. Și acolo este mama cu fiicele. Până la urmă, uneori pot desface tot. Noi le-am găsit în stadiu în care sunt perechează două mame. Deci două mame și făcuse treaba acolo. Și asta însemna că de aceea și 7-8 femele ieșeau când tăia căpăcelul. Deci era cu zderii, plecau de pe... Sunt foarte mici, noi am filmat. Le-am arătat aici. Da? Da? Ai găsit aici? Da. Excelent, excelent. Ai găsit și în asta ce n-ai filmat, da? Nu știu, nu era filmat, dar am găsit aici. Nu se filma. Nu filma, dar ai văzut cum arată pătul. Da, 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 da. Vino cu acest o filmă, mă. Merită scârba. Merită filmat. Uite-l, mă, aici, cum are. Uite-l aici. Și aici poate fi. Da, și aici este. Dar încă e... Asta nu poate fi împerecheat. Nu. Probabil că nu e împerecheat, nu? Da. Și aici este un... Da? Da, 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 da. Deci, ceea ce spuneți voi este un semn. Unul mare. Da, 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 da. Merită, dragilor, merită. Da, la aici, așa, pe margine. Să ne spunem așa. Există un anumit grad de infestare continuă într-o familie. Da. Dar există un moment de echilibru când ea se poate apăra. Dacă numărul indivizilor a femeilor este atât de mare, începe declinul. Deci se populează masiv, se mulțesc masiv și apare o progresie geometrică de mulțire, încât, nu numai pietru nu trebuie să duc. Se duc și pe el, că nu mai au trântări, duc pe albinuțe. Și toată treaba se face pe albina lucrătoare. Deci tot ce v-am povestit eu acolo se întâmplă. Încât albinuțele, fiind slăbite, nici nu reușesc să mă ies. Da, 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 nici nu reușesc să mă ies. Ba mai mult au handicap. Le vedeți cu aripile roase. Sunt mai micuți. Albinele se sesizează, că se mișcă pe acolo cu așa și le scot afară. Nu mai au nici forță de a... Nici vorbă. Deci, pur și simplu, este un moment de dezechilibru în familie. De acum încep continuu, masca depune din ce în ce mai puțin, pentru că nu mai este hrănit la rândul ei. Albinuțele sunt epuizate și sfârșește prin a dispărea familia. Spui de multe ori, am găsit cu miere, am găsit stupul miere și mai era de o albină. Păi nu mai era că s-a terminat, epuizat. Varoa a terminat tot. Deci, dragilor... Numai din cauza varoa. Deci varoa care distruge masiv. Deci avem cel mai există și alte boli. Sunt multe boli, dar asta este pe primul loc. Pentru că mulțirea este atât de puternică și de foarte multe ori... Și să spunem un lucru. Când familia este puternic atacată de varoa, alte boli își găsesc loc. Adică alte sensibilități apar, nu? Familia nu mai are atâta forță să se apere. Îți dai seama de forța unei familii după numărul indivizi care are. Când a început să slăbească și vezi că din ce e ce mai puțin albină, prima problemă o are varoa. Asta te-a lucrat. Da? După care și alte boli și-au făcut apariția. În concluzie, în momentul acela, în disperarea aceea de cauză, ăla spune, domn profesor, iertați-mă, dar sunteți distrus. Vă spun cu toată seriozitatea. Eram pe miriștii, iarba era mare, nu vedeam cum cade albina continuu, da? Nu aveam niciun control, nu simțeam pierderi. În familie vedeam că se rădește cât de cât mare, dar atâta albin și atâta. De ce? Că rama capcană devenise mulțitor. Deci, până toată perioada asta, rama capcană, ne-a mai ajungând de la timp, ea devenise mulțitor. Acolo s-au localizat, se mulțeau foarte bine. În loc să pot ridica rama capcană, era prins cu miere, erau atâtea probleme de fără rezolvat. Și atunci am zis, Doamne, ce-i de făcut?
Am încercat eu să mă tratez cu varanchet, cu nu știu ce, acolo. Na, nu mai era timp. După ce am scos mirea, nu... Și tratamentul cu varanchet nu are eficiență 100%. Păi n-are ca individ... Cel puțin, dacă nu ai fund antivaroa... Ai pierdut foarte mult, pentru că fundul antivaroa ăsta, 18% natural. 18% natural pică. Că în momentul în care ai făcut tratamentul, trebuie să înțelegi așa. Sunt câteva etape pe care trebuie să le respecti. Întâi și întâi, trebuie să ai etanșietate perfectă. Când ai pus tu deasupra și l-ai pus folie. Și ai pus, ce pui tu acolo, căpăcele acelea, podișorul, nu? Da. Ei bine, fumul printre crăpături acolo iese fumul, da? Și iese destul de mult. Apicultorii tineri, și nu numai tineri, cei care nu știu foarte bine chestia asta, trebuie să înțelegeți așa, că în momentul în care faci tratamentul cu varachet, trebuie să pui folie peste tot, peste albină, după aceea pui podișorul, da? Pui podișorul și, atenție, faci tratamentul cu atâtea picături câte sunt necesare pentru volumul stupului. Nu spui, când auzi, spun, mă, profesor, am 6 rame și am făcut 2 picături. Măi, în ce spațiu ai tu rame? Păi am într-unul de 18. Ia mai făcut. Păi cum? Nu are, nu are eficiență. Trebuie să fii concentrația pe volumul respectiv. De aia. Așadar, dacă e de 18, de 14, de 16 rame, de așa mai departe, faci la volumul respectiv, ai numai 3 rame. Dacă ai numai 3 rame, un upeu cu 3 rame, tu faci pentru 18 rame. Că tu l-ai băgat acolo, în ăla. Da. Trebuie să ai atmosfera, aerul contaminat cu concentrația asta de varachet. Ei bine, în supărarea mea, am făcut ce am făcut acolo. Da, atacul a fost puternic în primăvară. În primăvară, dragilor, am pierdut un vagon de 60. Cealaltă fâlfâia. Doar atacul a fost puternic peste tot, doar nu de colo-colo. Se duce foarte ușor, pentru că albina... Trebuie să înțelegi, contaminarea se produce în felul următor. Când ele își dau seama, femeile de varoa, că nu mai au șansă să se mulțească în familia respectivă, se agață de albina care iese afară la câmp, se duce cu albina respectivă, de regulă, la adăpător se duce. De ce? Că pe floare, că și pe florii soarelui, unde pălăria e mare și stau mai multe albinuții, nu se suportă două albinuții una lângă alta pe floare. Numai dacă n-au încotro, li s-au agățat, coboară în speranța că trece o altă albină pe acolo, pe la floarea respectivă, și urcă pe floarea următoare, pe albina următoare. Dar pe floarea soarelui, de aceea atacul puternic la floarea soarelui, pentru că albinele se contaminează foarte bine una pe alta, pe pălăria aceea stau mai multe albinuțe, 10, și 10, 15, 20, așa cum spui, și atunci ele urcă, coboară pe piciorul ăsta care e cuizată, urcă pe cealaltă. Coboară pe asta, urcă pe cealaltă, femeia. Dar la adăpător e liniștea cea mai bună. Că stau albinuții lungă alta așa. Da? Acolo trece imediat. Pasta sărăcită, e epuizată hemolinfă, trec pe cealaltă. Care e problema? Așa se contaminarea se produce la o familie la altă. Și atunci, mă văd și acum, retrăiesc momentul acela. Când am văzut că am pierdut familie 60 în primăvară, am și la te fâlfâiau, am îngenunchiat. Doamne, trebuie să fie o plantă, trebuie să fie ceva. Nu se poate, că tu pe toate le știi. Dă-mi o idee, dă-mi ceva ca să pot să salvez. Că numai pe mine mă salvez. Eu voi spune la toată lumea. Am promis că voi spune tuturor. Că voi ieși în intersecție și voi vorbi tuturor, dacă așa se va întâmpla. Și mergeam, Mihăiță. Mergeam cu rama clăditoare și știam de unde mi se trage. N-am ajuns la timp. Cu lacrimile până în barbă. Nu vă mint. Dumnezeu știe asta. Și mergeam cu rama așa, pe împrejurul lădiței acestea de 12, pe 14 rame. Și am spus, n-am ajuns la timp, dar dacă aș găsi o idee, să pun rama asta în afară, visam, să pun rama asta în afară și să pot ajunge la ea atunci când am eu nevoie, fără să deranjez familia. Și atunci Dumnezeu, țipând eu de durere, Dumnezeu a zis, da, uite ce spun eu cum faci. Vezi? Ia un perete de ăsta, al patrulea. Avea și stupătrați. Ia, vă ți-i arăt. Și ia tu un perete. Și în loc de peretele ăsta, pune o grilă.
Da? O grilă să faci. Și cum să fie grila asta? Păi, așa fel aranjată încât la 12 mm să fie distanța între ele. Pentru că între două rame care stau umăr lângă umăr, n-am acum. Dăm te rog de acolo. Da, de mașină. O ramă. Mihăiță și Gheorghiță și Fănică, că acum, Fănică, asiți la cea mai tare lecție de apicultură pe care ai auzit-o vreodată. Cum stau așa cele două rame, 6 mm dintr-o parte, 6 dintr-o parte, 12 mm. De ce 12 mm? Pentru că 6 mm sunt necesare pentru albina care stă pe o față și 6 mm pentru asta altă pe fața cealaltă. Și eu am gândit așa, inspirat de Doamne, Doamne, am gândit că grila mea trebuie să aibă fante exact pe direcția asta. Exact pe direcția asta să fie fante. Da? Ca matca când ajunge la capăt, aici se pun rama clăditoare, adu-mă altă rama. Vă povestesc cu toată dragostea lucrurile de suflet. Rama clăditoare s-o pun aici și este când ajung la capăt, matca când ajunge la capăt, se găsească oferta cea mai drăguță, rama clăditoare. Aceea care, în care e crescută de albine cu celulii numai de trântor. Și ea spune, fetelor, ați vezi ceva construit? Da, uite, avem 20 de celule. Și repede pune în cele 20 celule ouă de trântor, pentru că celule mai mari și ouă nu mai este fecundat. Am să vă povestesc și altă dată, dar acum să continui ideea. E bine, în felul ăsta, a pornit proiectul. Și atunci am zis, este nemaipomenit. Ramele astea stau așa și astea stau invers. Adică rama clăditoare m-a impus asta. Deci să ne înțelegem că eu n-am avut pornirea decât de acolo, din nevoia cu rama clăditoare. Ia uitați-mă. Deci rama clăditoare acum e decupat. A fost plină cu trântori aici. Aici am captat complet trântorii, în partea asta de jos. Este și hrănitor în partea de sus. Și în jos, în partea de jos este rama clăditoare, unde avem în filmă prins asta, prindem masculii acolo, în capcan. Dragilor, după ce s-a căpăcit, trebuie tăiat. Eu am ajuns mai târziu, avem în film, am ajuns mai târziu și aici. Și aici, că cu multe probleme, na. Trebuie să duci la acoperi și aia, trebuie să duci la acasă, să faci nu știu ce probleme, să rezolvi. De unul singur, eu bătălie care conduc cele două proiecte, cu apicultură și matematică, care îmi consumă tot timpul. Și acum, în clipa în care a ajuns anul a 10, a 11, a, până la 15 zi de s-o căpăși, că nu toate se căpășesc, dar același tip, depinde de ritmul care a fost celulele ouate, depinde de ritmul care a fost construit. Depinde de interesul pe care l-a avut ea. Că ea pleacă cu gândul ca să-și facă masculii. La fiecare familie am nevoie de 7-800 de trântori. Da? 7-800 de trântori pentru ca să poată să aibă necesarul pentru roire. Că ea nu are alt obiectiv decât de roit. De aceea își crește masculii. Acum, femeile de varoa sunt cele interesate de masculi. Ochi că era să dau de urmă. Sunt interesate de masculi. Pentru că masculii sunt mai mari, mai grași, mai puternici, mai valoroși. Și acolo găsesc suficientă hrană. Aici se vede. Masculi. Da. Sunt masculii și aici. Sigur că da. Categoric. Dar cel mai fenomenal lucru, în afară de captarea varoa aici, am constatat că dacă le pun o ramă la crescut aici, mi-o crește cu celulă până sus, numai de albină. Mihăiță, tu știi ce înseamnă asta. Da. Tu ai văzut câte o față, câte o parte din fagurii crescut stricat. Că doar tu îi dai cu hexagonul. Dar ea își modifică șublerul. Da. De la 4,9 care este celula, la 5,4 se duce. Și își face pentru ce? Pentru interesul ei. Că noi venim cu anumite idei, dar nu citim foarte bine
momentul optim în care se află familia respectivă. De ce ne dă peste cap? E în condițiile în care eu folosesc biostupul cu varianta asta, oferta generoasă pentru creșterea făgurelor pentru mascul și captarea varoa, nicio celulă din trântor nu vedeți, dragilor. Niciuna. Niciuna. Deci fii atent ce spun. Mă bat cu oricine, niciuna. Că el n-au treabă, mă, să crească în altă parte. Că dacă au totul acolo. Și odată celula crescută până aici, până în buză, da? Numai de albină, și până sus. Uite, uite, uite. Voi să uite și prietenii noștri. Și mai ales cărcotașii, mă. Da. Să uite că nu-s vorbe. Concret, lucruri concrete, fapte, da? Ei bine, în momentul în care captăm varoa aici, femeile de varoa nebunite de masculi traversează grila mea. Măi, s-o arătăm și pe grilă, dar o știu prietenii noștri, voi nu știți. Hai să ridic aici. Vino și arată-le și filmează, te rog. Fii atent, vino foarte atent, foarte aproape și filmez întorcând camera pe verticală. E mult albin, e drept. Dar sunt, este un perete spart acolo, da? Cu de sus până jos. O să vă arăt fizic cum arată grila asta în afară de albină. Da? Să o vedeți concret. Da. Ei, și când trec familie, când trec acum femeile ca avem, să ajungă... Avem una afară. Ne ducem acolo și o vedem îndată. Când trec femeile, trec aici, nu-i ușor de trecut prin cum trec antilopele, genul acelea care trec prin de scaută de hrană și trec acolo și le fură apa și le nebunesc crocodilii, le omoară, Așa sunt cu femeile. Deci măresc eficiența, hai să spun mai tare, măresc eficiența fundului antivaroa. Le supun un risc maxim. O parte din ele pică acum la momentul ăsta de navetă, de ajungere, interesul maxim să ajungă acolo, riscă, n-au ce face, riscă, se duc spre asta și prin perete, când sunt, ai văzut că au picioare, merg în toate părțile, risc acum și pot să cadă. Cad foarte multe aici. Deci am mărit coeficientul de interes pentru fundul antivaroa de la 5-18% colectare naturală la peste 25% datorită acestei navete care sunt supuse. Deci, fundul antivaroa cu grila biostupului, grila care poartă numele, crește eficiența luptei împotriva varoa foarte tare, foarte tare. Deci asta este momentul pe care am vrut să-l remarc. Și acum, fiindcă am ajuns la nivelul acesta, mi-a mai venit anul ăsta o idee. Și iată ce am făcut acum. Am spus așa. Mă, ia să fac eu o chestie. Am luat un grup de 4 oameni de aici. N-am stat să le văd dacă iau matca sau nu. Grupul de 4 oameni și l-am pus aici în spate buzunărea. 4-5 oameni. Da? 5 oameni. Dacă s-o lua matca, s-o lua. Dacă nu, nu. Habar n-aveam. Că nu ai timp să-l livezi pe toate. Și atunci, aici, dacă s-o lua matca, lucrează ce lucrează, ăsta este nebunit, ai zis, băi, unde voi? Am pierdut contactul cu matca, băi. Ceva miros vine din partea asta, adie ceva feromon. Dar nu cât ne trebuie, nu. Ce să facem? Doar dă drumul la boci. Și încep să crească boci în prezența mății, care boci sunt spre varianta de schimb liniștit. De ce? Nu sub stare de stres când ai orfanizat. Când e orfanizat, e tăiat complet secreția de feromon, deci gata, e panică, avarii. Și atunci bocile de salvare sunt, bocile de salvare sunt crescute sub stresul ăsta maxim, da? Pe când bocile, stai că am spus, de schimb liniștit, de care vorbesc acum, eu îndrept familia spre schimb liniștit de matcă. De ce? Că ea hotărăște să crească în prezența mărcii care este dincolo. Nu forțând mâna. Dar aici ajunge asta, deși acoperă cupuiat. Să vedem. Nu-ți vorbe. Deci nu-ți vorbe. Băieți, vă prezint eu acum
este domeniul istoriei. Deci asta va rămâne definitiv în tot ce înseamnă apicultură. Pentru că nici eu n-am bănuit, eu m-am gândit numai la varroa. Dar acum îmi dau seama de facilități imense. Deci biostupul îmi oferă o posibilitate maximă la mulțire și la lupta împotriva roitului. Că știți ce înseamnă roitul? Roitul înseamnă pagouă imensă. Dacă o familie ți-a roit, pleacă și secundare, pleacă tot s-a pus de roit. Nu numai. Dar urmează ca familia aceea să fie pentru anuală compromisă. Ia uite tu aici, vezi? Vezi o ramă. Bine o oată, nu? Bine o oată, cam 3 sferturi. 3 sferturi, corona aici. Știi, nu, ar fi fost din miere. Dar corona, datorită sărăcii de care este acum, a fost consumată. Mihaiță? Din cauza timpului. Foarte puțin, foarte puțin. Dar nu, trebuia să fie căpăcit. Tu știi cum arată o coroniță, da? Dar de data asta, fiecare ramă are propria ei rezervă. Deci rama asta, dacă vreți, ea privește în sus tot timpul. Privește spre rezerva de aici. E foarte săracă. Și pe stânga și pe dreapta. Nu vezi nimic căpăcit. Nimic căpăcit. Da? Vezi? Asta înseamnă sărăcie lucii. Pentru rama asta. Aici au început să și ecluzioneze pe aici cândva. Da? Câte o celulă, da? Deci ea a consumat foarte bine. Uite cum discut eu cu albina asta, da? Ai știut vreodată că pot să am o energie încât să... Numai cât pun mâna așa prin ea, ea fuge? Fă și tu așa. Pe partea cealaltă. Partea cealaltă. Nu mi-e teamă. Nu, păi știi cum nu ți-e teamă. Așa. Îi dai deoparte pe albinuțe, fără să... E o diferență. Nu. Fără... Da, dar fără să... Uite așa, dă-te. Fără fum. Fără fum, măi, uite așa. Dar miște așa ușor, mă. Uite șmecherie, da? Uite cum mături, cum scuturi rama de albină, da, se feresc. Le atingi un pic le atingi, dar fără să le bruschezi. Ți-o lăsat acul? Știu. Așa. Uite cum stau. Deci nu, niciuna. Nu poți rezista la înțepătura de albină fără să faci au. Da, depinde. Acum, dacă ai constatat că au acela nu te ajută la nimic. Nu ajută, dar simt. Deci... Da, nu te ajută cu nimic. Deci, asta e o ramă care e cu puie, da? Bun. Vedem și alte rame. Dragilor, trebuie să vedeți voi asta toată. Că nu-s povești, spune proful online, sunt lucruri concrete, reale. Da. Și ce vreau să vă spun? Când se lucrează cu familia, nu bruscați. Că atingeți o învărătă albinuță, ai strânit tot colectivul. Toată gruparea. Aici este bătut cu puiet, cu celule, cu... Uite-te tu că ai ochii mai buni. Da. Avem și bot. Da, avem... Asta e. Ce-mi spui? Vezi ce s-a întâmplat? A părăsit maca, deci nu se mai află în zona asta, ele au pierdut contactul cu matca și atunci au dat drumul la bot și au spus, măi, fetelor, nu putem noi să stăm pe baza acelea care s-au dus dintre noi. Și au dat drumul la bot, cuțe, da? Ei bine, botcile de acum nu sunt de roire. Da, se duc spre schimbare liniștit de matcă, da? Și atunci este spectaculos. Ia uite-te dacă vezi ouă. Plină cu albine. Da. Doar dacă dai așa. Dacă dai așa. Uite așa. Așa, foarte greu să obții, dar așa le poți mișca. Cu mâna când ai dat, ai văzut. Asta e mișcarea deșteaptă. Apicultorii acum au descoperit cum anume pot mâna albina ca să vizualizeze cât se poate de bine o ramă. N-ai observat. Dar să spun încă ceva. Când vezi celulele goale, ori e sărăcie, ori e pus ouă. Aici pare a fi sărăcie. Aici pare a fi sărăcie. Deci
sunt câteva celule care au ecluzionase, nu se observă, mai sunt cele făcute aici. Da, 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 deci se vede... sunt proaspăt ecluzionate, nu? Da. Așa, corect. Și nefiind prezența mărcii, mă tem că nu sunt nici multe ori. Bă, de acord cu asta, de acord cu asta, dar este un semn că matca nu este aici, în zonă, nu? Nu este. Așa. Bun. De pe la rama asta. Vedem o altă ramă. Dacă o să vedem și lucind de fundul celulei, este semn că sunt și larve în a patra zi. Da. Nu? Când lucește. Aici este o ramă complet, super. Complet copăcită. Da. Ramă de așa asta este una care îți merge la suflet. Hai să spunem. Și acolo botcă. Da? Sunt mai multe. Și vezi și niște larve. Și vezi și niște larve care sunt a 5-a zi, a 6-a zi pe acolo mai jos, nu? Uite, uite, uite aici. Aici în zona asta. Da, da, da. Nu în zona asta. Eu te-am văzut aici. Uite, pe aici vezi? Da. Larvă care este a larvă care este a 5-a zi, a 6-a zi, da? Înainte să nu a fost căpăcit. Căpăcit. Da, da, da. De câteva zile. Bun. Deci, de câteva zile matca nu există. Deci de vreo câteva zile matca nu există până în momentul de față. Mergem și poate aflăm chiar de câte zile. Dacă vedem încă ouă, să spunem, care n-au spart, n-au ciocnit, înseamnă că mergem până în 3 zile de când ne-a plecat. Da. Nu? Asta ar însemna. Putem afla și asta. Da, da. Acest lucru este important. Deocamdată avem așa în jur de cel puțin 5 zile, cam de vreo 5 zile ai plecat, din ce avem ca mesaj. Uite-te cu foarte multă atenție, aici vei vedea larve. Ți-o dau ție în mână să o vezi, dar eu am văzut că sunt și a patra zi. Deci, uită-te cu atenție, când vezi, lucind în fundul unei celule, licărind ceva, da, este semn că sunt larve proaspăt ecluzionate. Acum, ouăle e mai greu să le vezi cu prinsita asta, că tu da, ai... Sunt și ouă de, nu de azi, poate de ieri, de alaltă. Deci de 2-3 zile, sunt, nu? Sunt oblice, nu sunt perpendiculare. Dacă ai văzut și ouăle așa, înseamnă că este spectacol. Deci matca asta a fost, acum suntem îndemnați să credem că matca ar trebui să o vedem, nu? Ar trebui să o vedem. Dacă nu o vedem, este semn că ea între timp a trecut dincolo. Adică a văzut că totul este blocat aici, da? Și a trecut în partea cealaltă. Bun, hai să stabilim că minim, nu, cam de vreo 3 zile, două zile, trei zile, matca a plecat dincolo. Între timp, aici, și-au văzut că au dat drumul la bot și ba unele au încheiat. Da. Chiar în prezența ei, hai să o spunem și pe cea dreaptă. Da. Mai poate să fie un lucru. Ea a făcut naveta între una și alta, e a doua revenire aici. Mihăiță, e a doua revenire. Dacă aici nu găsesc nicio botcă, este semn că i-au controlat foarte bine zona de aici. În prima plecare a ei, în urmă, și-au dat drumul la boci, i-au revenit încă o dată. Deci ea face naveta spate-față, spate-față, încercând să controleze tot. Dar în timpul ăsta, albina, cât ea face naveta, este supusă unui apare un semn de întrebare. Și totuși, nu e aici, nu-i dincolo, nu e aici, nu-i dincolo. Și ea deja și-a dat drumul aici la crescut boci. Acele boci care le-am văzut noi primile încheiate chiar, au cel puțin 9 zile, 10 zile, 11 zile, nu? Da. Ei bine, asta înseamnă că, văzut și ouă de 3 zile, este a doua revenire a măcii. Da. Prima revenire a fost mutarea mea aici. Nu, prima dată am mutat-o probabil aici în grupul, dar l-am luat de 5 rame care l-am luat, l-am pus aici. Dovadă că vedem și puiet full de sus până jos, căpăcit. Da? Este semn că am mutat-o cu totul. A plecat o fugă în partea asta altă,
a revenit din nou la presiunea cerută de către Albină și acum este a doua oară plecată, faptul că n-am căutat, n-am găsit-o. Eu am căutat și eu totul până la capăt, n-am găsit-o. Este semn că este dusă în partea din față. Dragilor, aceasta este problema de importanță maximă pe care vreau să vă semnalez când o matcă viguroasă, este o matcă viguroasă, puternică, ca să întrețină asta și să vezi lescatul plin cu albină. Deci o matcă viguroasă. Va obosi, va ceda nervos la această solicitare dintr-un compartiment în altul, dintr-un compartiment în altul, va ceda nervos, ghilimele spus ceda, nervos și într-un compartiment ea se va localiza. Dacă este mai spre sfârșitul carierei, se va localiza de regulă în buzunărel. Dacă este mai puternică, se va localiza în față, unde are treabă foarte mult acolo, da? Compartimentul acela. Între timp, ce aștept eu de la ideea asta? Aici va ecluziona matca. Dacă ăstea, grupul de aici, au hotărât să o accepte, să crească botca, nu știu ce, și rezultatul va fi acceptat, adică matca apărută va fi acceptată. Și ne îndreptăm spre schimbul liniștit de matcă, care înseamnă așa. Și mamă și fiică viețuiesc împreună. Și mamă și fiică viețuiesc împreună. Numai că de data asta este fantastic, pentru că mamă și fiică, mama se retrage de regulă pe două, trei rame undeva într-o parte a stupului și fiica preia ușor, ușor comanda. Acum, mama rămâne în compartimentul din spate, deși este aranjat natural posibilitatea ca cele două, mamă și fiică, să supraviețuiască foarte bine, să intre la iernat împreună. Deci nu sunt deloc probleme de conflict. Da? Fără nicio problemă, lucrurile vor evolua foarte bine. Mama aici, mai târziu ajuns spre sfârșitul carierei, va da drumul la boțile acelea care știm noi. Spectacol, decât niște boci frumoase. De multe ori am spus-o și am repetat-o în filmele mele. O matcă la sfârșitul carierei, care este epuizată, am să vadă mărțile acestea, nici 1000 de euro nu dau. Dar nu mint. De ce? Că aceea este sursa mea de mărci valoroase, pentru că de acolo când culeg 4-5 boți, pe așa, le plantez, ăstea vor păstra sentimentul de schimb liniștit. Deci acolo eu de asta am ajuns la nivelul ăsta. Păi în selecție, an de an, sezon de sezon, pe schimb liniștit de matcă. De aceea mărcile cele mai valoroase sunt cele la epuizare. Pentru mine, pentru ce fac eu. Pentru că, vedeți, eu nu fac simplă apicultură, eu fac cercetare în tot ce vă spun acum. Deci sunt într-un dialog continuu cu albina. Faptul că am inventat modelul ăsta de sub, faptul că am inventat... cum se numește albina un pic? Da, e și roiul care... Nu, roiul. Am avut pentru prima dată o situație, după 35 de ani de apicultură, un roi care mi-a plecat din stupii ăștia, e filmat. Am văzut. Da? Nici o săptămână. Nu, mă, acum azi, mă. Azi, am plecat pe ploaie, mă. Am văzut ploaie. Pe ploaie. Foarte nătărău. Nu știu, am zis, băi, ce faci tu pe ploaie, mă, unde te duci? Sunt toți înapoi. Păi tot înapoi. Acum suntem curios de dacă el continuă să își mențină ideea de plecare. Ce l-a determinat pe ăsta să plece? Nu am avut cum să aflu, pentru că am trebuit de nevoi. Eram chiar în fenomenul acesta de constatare. Ceva e. Da, acolo nu știu ce poate să plecă. Or fi două mărci, a ieșit și un grup de albine cu una din mărci, o pleacă. Că am mai găsit un roi cu o singură matcă. O roi secundar cu o singură matcă. Nu găsești un roi secundar cu o singură. El pleacă cu 7-8-10 mărci secundare. Și ele se împerechează, una dintre ele se împerechează la prima haltă. Este foarte interesant. Am filmul meu pus acolo pe internet. Mă întorc acum la povestea asta. Deci, haideți să ne întoarcem și spunem așa. În clipa asta, putem spune cu certitudine că matca și-a lucrat ce a lucrat aici, că în cele două momente când a plecat, în primul moment, în prima pauză, când n-am mai fost aici și-a dat drumul la boci, dacă nu găsim nicio botcă în față, este semn că i-a avut în vedere
lucru foarte atentă la în partea compartimentului de pe bază. Eu am căutat până aici, până ați venit voi, și n-am găsit nicio botcă. Deci n-am găsit nicio botcă. O proaspăt am găsit. Este marca. Dar marca există. Asta înseamnă că dacă n-am găsit în partea asta, nu sunt șanse să mă găsesc acolo. Dar cercetăm ca să vedeți și voi. Deci, dragilor, nu facem decât lucrurile concret, transparente. Adică trebuie văzut, trebuie înțeles. Pentru că eu am făcut totdeauna așa. Că nu mergi pe unde te duce drumul, mergi pe unul care nu există și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Adică cercetează și tot ce descoperi, arată. Arată și altora. Că voi acum, sigur că ați descoperit, mergând pe la unul altul, un apicultor spune într-un fel, altul într-un fel, cel mai tare, ca la vânătoare. Ce chestie are el, mă, ce lucruri superbe știe el, nu spune ție nimic. Secretomania asta în domeniu este maximă. Când ai găsit, ai fost deja un apicultor, prima chestie care o faci, închide stupul. Dacă cumva îl găsești, da, uite, mergi tu la mai mulți. Închide stupul ca să nu vezi ce face el acolo. N-a avut timpul de seara când în 3 ani să descopere... Da, unde am fost eu, a rămas mereu cu stupidistul. Da. Un alt profesor. Da, în mod sigur, corect este așa. Pentru că tu ca tânăr, cum vrei să înveți ceva dacă îl vezi pe cel? Mă, să duce în mormânt cu informația, mă? Dar ce-i folosește lui acolo? Poate face apicultură. Da, Mihai, să fac apicultură acolo. Da. Deci nu văd nicio... Nu sunt boți. Noi uităm pe boți acum, că n-ar vrea să mai luăm ideea. Eu am vrut să întăresc cu ocazia asta ideea că aici nu sunt boți. Este semn că ea a ținut sub control partea asta din față. Mai puțin dincolo. Unde a revenit în fuga cea mare. Avea și rănitorul ăla full cu trântori, mă. Și am găsit acolo, era minunat. Din păcate am ajuns târziu și era un sfert, nu fănică, parcă un sfert era.